Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Medicina pentru Toți. Chisturile, fibromul și polipii uterini sunt afecțiuni care trebuie luate în seamă. Despre acest subiect vom discuta cu domnul doctor ginecolog Dorin Neacșu. Chisturile sunt afecțiuni frecvente. Cum apar? Se observă o creștere a incidenței chistelor, în special în perioada de adolescență și de tinerețe, lucru care este în general datorat creșterii cantității de hormoni folosiți la creșterea animalelor, în special la păsări și la vită, lucru care și prin creșterea consumului de acest tip de alimentație. Și atunci această incidență a chistelor crește chiar de la vârsta adolescenței. Mai mult decât am observat-o, să zicem, în urmă cu 15-20 de ani. Asta este categoria zisă a chistelor funcționale, determinate de o creștere a nivelului de estrogeni și care este cu preponderență apanajul vârstei adolescente și tinere. Pentru că există și chistele care apar în perioada de perimenopauză, deci în jurul vârstei de 45 de ani, și care au origine hormonală, dar evoluția lor poate să fie diferită. La adolescente se face un tratament de reglare hormonală, fie cu progestative, fie cu anticoncepționale, dacă și-au început viața sexuală, cu recomandarea unei igiene sexuale și, de preferință, o sarcină după căsătorie cât mai curând posibil, cu evitarea avorturilor. Deci asta pentru pacientele tinere, iar pentru pacientele din perioada de perimenopauză să fac niște investigații suplimentare care înseamnă markerii tumorali pentru cancerul de ovar și dacă aceștia ies modificați, atunci este necesară intervenția chirurgicală cu urmărire după aceea postoperatorie oncologică sau non-oncologică în funcție de confirmarea diagnosticului anatomopatologic sau tratament progestativ și cu urmărire în principal a markerilor tumorali și ecografică, pentru că acestea sunt cele două standarde de urmărire a chistorilor la menopauză, ecografie și marker tumoral, până când pacienta intră în perioada de menopauză și atunci de obicei aceste chiste dispar. Dacă nu dispar, atunci trebuie operate. Asta în privința chistelor, în mare. Sunt periculoase? În perioada de tinerețe, fiind chiste funcționale pe un exces de estrogeni, nu, dar chistele care sunt în perioada de menopauză sau postmenopauză trebuie urmărite tocmai pentru acest potențial de a degenera în cancer de ovar. Și atunci, recomandarea generală este cel puțin o dată pe an o pacientă să-și facă un examen citologic Papa Nicolau și o ecografie endovaginală pentru uter și pentru ovare. Bineînțeles, dacă o supără ceva, dacă are hemoragie sau dureri, cu atât mai mult. Sau dereglări menstruale. Tot în această categorie a patologiei feminine intră și fibroamele uterine. Ele de obicei apar tot datorită unui dezechilibru hormonal, tot datorită unui exces de estrogeni. Și acestea se pot manifesta fie la nivelul uterului, fie de multe ori la nivelul sânului, în sensul că pot apare noduli la sân, care de cele mai multe ori sunt de origine fibromatoasă. Apar de regulă după naștere aceste Nu, afecțiuni? De obicei apar înainte de naștere. Pacientele care au nașteri sunt mai ferite în a face fibroame. Pacientele care nu au nașteri, care au făcut avorturi sau care nu au o viață sexuală, să zicem așa, regulată, dezvoltă fibroame. La început, acestea se manifestă prin mici dereglări hormonale, mici și dereglări ale menstruației, dureri pelvine și sângerări atipice, anormale, în afara menstruațiilor.
sunt mai des întâlnite în perioada de perimenopauză, deci după 40, 45, 50 de ani. Și ele se împart în două mari categorii, fie cele care pot fi, care sunt de dimensiuni mai mici și care pot fi tratate cu tratament hemostatic, hormonal, se face și un curetaj hemostatic în care se analizează și mucoasa uterină și în funcție de rezultatul acestei, de la microscop, putem să ne ghidăm tratamentul medicamentos în continuare, fie dacă ele sunt neglijate, paciente care vin și nu știau că au fibrom și este de mărime mare, deci peste 90 cm, sau care au știut de el, dar au, din diferite motive au amânat sau au evitat intervenția chirurgicală și deja încep să aibă dureri, modificări ale tranzitului intestinal, micțiuni frecvente, deoarece aceste fibrome pot apăsa pe vezica urinară, atunci se indică intervenția chirurgicală, care poate să fie restrânsă strict la fibroame, deci numai cu extracția fibroamelor respective și cu păstrarea funcției menstruale și eventuala funcției reproductive, dacă pacientele la 40 de ani încă nu mai au copii, dar doresc să facă un copil, fie în funcție de analize și de câte nașterea de pacienta și de mărimea fibromului, se poate face o extirpare totală a uterului cu sau fără păstrarea colului, cu sau fără păstrarea ovarelor, în funcție de aspectul și de funcționalitatea lor. Dacă ele sunt normale, se păstrează, pentru că totuși femeia are nevoie de o secreție hormonală pentru echilibrul ei fiziologic și chiar metabolic. Dacă sunt aspecte care sugerează o dezvoltare către chiste sau către o neoplazie, atunci se extrag și fibromele. Și categoria a treia de polipi, aceștia pot apărea fie în interiorul cavității uterine și se pot extrage prin curetaj uterin, fie pot apare pe exteriorul colului uterin, deci în vagin, și atunci sunt ușor abordabili pentru extirpare chiar prin vagin, cu examen histopatologic obligatoriu. Polipii pot cauza cancer? De cele mai multe ori nu. Dar dacă sunt neglijați, mai ales cei din interiorul uterului, în timp, în ani, pot să degenereze într-un, să zicem, cancer de endometru. Adică un cancer al mucoasei uterine, în interiorul uterului. Și atunci, regula generală, universal valabilă, este ca orice femeie, indiferent că, chiar dacă nu o supără nimic, măcar o dată pe an să facă un examen genital, o citologie Papanicolaou și o ecografie endovaginală. Noi trebuie să înțelegem că noi suntem responsabili de sănătatea noastră, că nu trebuie să ne lăsăm sănătatea în mâna instituțiilor medicale sau ale medicilor și că trebuie să facem ceea ce se numește prevenție, profilaxie. Pentru că este mult mai ușor să previi un cancer de endometru, un cancer de ovar, un cancer de col uterin, făcând niște controle periodice, decât să ajungi în faza în care să te operezi și, Doamne ferește, să afli că ai un cancer de col sau un cancer de ovar, care de obicei este agresiv, pentru că costurile familiale, sociale, economice, psihoafective sunt mult mai mari în situația în care nu ai făcut prevenție și te-ai bazat numai pe partea curativă. De multe ori, partea curativă poate să vindece 100% în cazul unui fibrom, dar nu poate să vindece 100% în cazul unui cancer. Care dintre cele trei afecțiuni sunt periculoase? Ce vă dau bătăi de cel mai periculos ca evoluție este, să zicem, un chist de ovar la perioada perimenopauză, deci în jurul vârstei de 45-50 de ani, și care are potențial de degenerare într-un cancer ovarian. Sigur că poți să depistezi un cancer, să depistezi un chist de ovar și la o vârstă
mai tânără, să zicem, la un 25-30 de ani, îl investighezi, pentru că un cancer de ovar poate să apară și la o vârstă mai tânără, nu neapărat după 45 de ani. Vă întâlniți frecvent cu astfel de situații? Cu patologia chistică benignă, deci chiste funcționale cu conținut lichidian, acestea sunt destul de frecvente, repet, la perioada de adolescență-tinerețe, mai puțin la perioada de perimenopauză. Spuneți-mi, vă rog, polipii uterini pot fi tratați? Foarte simplu, prin extracție, prin curetaj uterin, dacă sunt în interiorul uterului, sau prin extirpare la nivelul colului. Se face biopsia? Se trimite obligatoriu la examen biopsic anatomopatologic. Și de regulă rezultatele? De regulă rezultatele sunt cam 90 și ceva la sută, sunt benigne, cum spunem noi, adică nu e vorba de un cancer sau de altceva. Deci pacientele nu trebuie să-și pacientele scapă, da. Scapă, dar trebuie de să obicei, pacientele cu polip vin pentru sângerări anormale, în afara menstruațiilor sau la un contact sexual. Și atunci îl vezi în interiorul vaginului că are acolo ceva crescut. Dar când apare la femeia însărcinată? În general nu e bine să umbli la polipii care apar pe col la femeia însărcinată, pentru că dacă în sarcină vascularizația este mult mai bogată și riști, umblând la un polip, să produci o hemoragie. Și pe lângă hemoragie poți chiar să declanșezi un avort spontan. Și atunci lași polipul în pace, pentru că de cele mai multe ori el are o perioadă de creștere, după care, nemai fiind vascularizat corespunzător, și simplu se usucă. Și nu-l mai găsești după o perioadă. Îl găsești la începutul sarcinii și către sfârșitul sarcinii nu-l mai găsești. Dacă se menține chiar și după naștere, îl rezolvi în perioada când va reveni pacienta la menstruație normală. După o lună, două, trei, când uterul și colul sunt revenite la dimensiunile normale, tocmai pentru a evita hemoragia. O altă patologie ginecologică cu care ne întâlnim frecvent și, din păcate, țara noastră este campioană în sens negativ la incidența cancerului de col uterin, tocmai pentru că pacientele nu își fac controle periodice. Deci este vorba de cancerul de col uterin. Și care de obicei pe care noi îl vedem la paciente în stadii relativ avansate, stadiul 2, câteodată chiar și stadiul 3. Ce-i de făcut în situația asta? Ministerul Sănătății a inițiat un program de screening care se derulează. Eu îl consider deocamdată insuficient. Și aici ar trebui foarte mult umblat la educația sanitară a pacientelor, care, din păcate, e din ce în ce mai deficitară. Și nu mă refer neapărat la mediul urban, unde totuși există un segment de paciente informate și care vin din proprie inițiativă să-și facă un examen genital și o citologie Papanicolaou și câteodată chiar și o determinare de ADN HPV cu tulpinile de risc. Vorbesc în mod special de partea mai puțin educată și cu mijloace financiare mai slabe din orașe și de segmentul feminin din rural, de la sate, unde nu mai există o urmărire activă a pacientelor și unde foarte multe paciente nu își fac niciun fel de examen genital de control sau citologie Papanicolaou, nu mai vorbesc de tipaj ADN-HPV. Și atunci ne confruntăm cu situația în care pacienta vine și spune că a simțit o durere, a simțit o sângerare vaginală și când o examinez, constați că are un cancer de col într-o fază mai de început sau mai avansată. Și atunci iei o biopsie și, dacă se confirmă diagnosticul, o trimiți la un centru universitar pentru chiuriterapie și pentru intervenție chirurgicală. Dar, repet, atâta vreme cât noi, țara noastră, este pe primul loc în Europa, în Uniunea Europeană, la incidența cancerului de col uterin și în stadii
avansate, așa cum suntem și la boli cardiovasculare, așa cum suntem și la tuberculoză. Noi trebuie să înțelegem, repet, că noi suntem primii responsabili ai stării noastre de sănătate și că pentru asta trebuie să facem prevenție. Medicii de familie ar trebui să trimită pacientele la ginecolog, adică să le impună. Nu au cum să le impună. Să le forțeze. Să le sugereze, da, dar întotdeauna pacienta, foarte multe paciente, fie sunt conștiente de risc, dar neglijează, fie nu sunt conștiente de risc pentru că nu sunt informate și atunci pur și simplu nu se prezintă la niciun fel de control, fie, trebuie să o recunoaștem, sunt foarte ocupate în gospodărie sau nu au bani ca să vină, să facă un drum, să piardă o zi, să plătească un examen. Dar există acest program de screening care cred că va fi în continuare implementat și continuat, în care, practic, pacienta beneficiază de gratuitatea analizei. Să zicem că trebuie să-și facă timp și să-și plătească drumul, dar beneficiază de gratuitatea analizei. Și asta este foarte important. După desfășurarea acestui program, aveți idee cam câte paciente au fost diagnosticate cu cancer de col uterin? Au fost cazuri în care au fost depistate fie ceea ce numim noi leziuni preneoplazice, precanceroase, adică nu un cancer, dar o stare de îmbolnăvire a colului care sugerează că în timp poate să dezvolte un cancer și atunci îi dai un tratament, o chem la controlare, eventual îi faci o procedură chirurgicală la col, o electrorezecție, o conizație sau eu știu ce alt tip de intervenție, tocmai pentru ca să previi dezvoltarea unui cancer în timp. Dar pe lângă patologia de cancer, depistezi și o mulțime de alte probleme, pentru că pacienta, când îi se recoltează această analiză, nu depistezi numai un potențial cancer sau un cancer prezent. Depistezi și o candidoză vaginală, depistezi și o infecție cu diferite alte tipuri de germeni, gen Gardnerella, Trichomonas. Adică este vorba și de o vindecare, de un tratament al tuturor bolilor vaginale, sigur. Și totuși cancerul face ravage printre paciente. Care ar fi cauzele? Originea cancerului de col este dată de un virus. Human papilloma virus, care se transmite pe cale sexuală sau digitală, deci prin contact sexual. Și atunci transmiterea lui este preponderent în timpul vieții active sexuale. Cum se poate preveni? Păi cu folosirea prezervativului, atunci când ai mai mulți parteneri, evitarea promiscuității sexuale în sensul de a nu avea parteneri întâmplători sau partenere întâmplătoare și multe și schimbate, pentru că atunci riscul de a contacta boli venerice, nu numai virusul care dă cancer, ci și alte boli, nu? Gonoree, sifilis, HIV, sunt o mulțime. Ăsta este un aspect. Ar trebui luată în considerație, dar din păcate la noi aici părerile sunt foarte împărțite și sunt instituții chiar care sunt împotriva vaccinării adolescentelor cu vaccinul HPV. Și din punctul ăsta de vedere și biserica și școala sunt cam refractare, dar asta este nivelul nostru. Din acest motiv s-a și renunțat la acest program, deocamdată. Nu, a fost prost implementat. Faptul, deci, promiscuitatea sexuală, lipsa folosirii prezervativului, avorturi repetate, fumatul mai este un factor de risc. De ce spun asta? Scăderea imunității prin o stare precară fiziologică, pentru că totuși cam 80-90% din femei și din bărbați, pentru că se transmite și există și la bărbați, este contractat în timpul vieții sexuale. Dar marea majoritate a infecțiilor cu acest virus care dă cancerul de col
se vindecă spontan prin imunitatea organismului. Ori dacă un organism are o imunitate scăzută, prin condiții de viață precare, prin fumat, prin folosirea excesivă a contraceptivelor, prin multitudine de parteneri și infecții repetate, atunci sigur că crește și această incidență a cancerului. Dacă mai adăugăm și faptul că pacientele nu își fac controlul, nu își execută un Papanicolaou periodic, atunci incidența crește. În concluzie, prevenție. Da, exact. Prevenție. Pentru că dacă oamenii ar fi conștienți de faptul că trebuie să-și facă periodic controle, o analiză, să-și verifice o tensiune arterială, să-și facă un Papanicolaou, să-și facă o ecografie, patologia generală și genitală ar fi mult mai mică. Chistul ovarian este asemănător unui sac rotund cu pereți subțiri plin cu lichid limpede care se dezvoltă în ovar ca parte a procesului normal de producere de ovule. La suprafața ovarului, chistul ovarian seamănă cu o umflătură. Fibromul uterin reprezintă cea mai frecventă tumoră benignă ce se dezvoltă în stratul muscular al uterului. Majoritatea femeilor diagnosticate cu fibrom uterin nu prezintă niciun semn clinic de boală, doar un procent de 10-20% din paciente necesitând tratament datorită acuzelor apărute prin creșterea acestei tumori. Polipii apăruți la nivelul uterului sau al colului uterin determină secreții vaginale modificate. Aceștia trebuie îndepărtați chirurgical și sunt mai frecvenți la femeile cu vârsta peste 45-50 de ani, dar se pot dezvolta și la femeile mai tinere. Cancerul de col uterin se dezvoltă în acea parte de uter care se deschide în vagin. Acesta se plasează pe locul al treilea în lume în ceea ce privește mortalitatea cauzată de cancer la femei, după cancerul de sân și cel pulmonar. Importanța prevenirii cancerului de col uterin este cu atât mai mare cu cât statisticile spun că la fiecare 18 minute se înregistrează o altă victimă a acestei forme de cancer. Numele meu este Tatiana Botiță și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Prețuiți sănătatea! La revedere!